Hai să mai vedem niște site-uri mișto făcute. Storyclash.com îmi place foarte mult cum au făcut Hero Section. Au chestia asta din spate, SVG-ul ăsta care se mișcă așa ușor, parcă plutește și e mișto. În loc de o singură imagine avem aici un colaj de imagini plus niște ceva carturi cu texte și arată mișto tot, culori și tot. Îmi place și fontul care l-au ales, e super fain, e bold, e mare. Fit brand, find brand fit creators de 10 ori mai repede cu AI, adică te ajută să găsești influenceri pentru brandul tău, să poți să vinzi produsele tale cu ajutorul lor. Și ai aici AI Powered Influencer Marketing Platform. Mai jos avem clienții care au apelat la ei. Niște clienți foarte mari, Mercedes, Samsung, deci super tare. Avem și navbarul ăsta de sus, făcut fain. O să vedem mai jos. Arată direct ce face aplicația respectivă, chiar ai și un watch demo să poți să vezi mai clar ce se întâmplă acolo. Find authentic creators with the power of AI și îți explică clar cum. Au pus o mulțime de informații aici, prin care poți să treci. Analizează cei mai buni influencer, cei mai successful influencers. Îmi place cum au făcut partea asta cu pași, cum lucrezi în aplicație de fapt. Întâi găsești creatorii de conținut, apoi vezi care sunt staturile lor, stats, și apoi plănuiești cu ei într-un Kanban board conținutul și vezi cum, probabil aici în graficele astea de aici, vezi care este impactul pe care l-au avut. Și totul într-un singur loc. Și e mișto. Apoi au făcut tranziția la o altă secțiune, au schimbat culoarea într-una mai închisă. Îmi place că au chestia asta aici, round corners aici pe partea asta și e mișto. Iar o altă secțiune care putea fi și un hero section în care îți spune să încerci chiar produsul și un footer. Un landing page scurt, dar foarte fain făcut. Ia să vedem al doilea, outlier.ai. Shape the next generation of AI with your expertise. Și aici, la fel ca în stilul site-ului anterior, avem o imagine, dar nu e doar o imagine simplă, cu niște texte, carduri, culori, niște linii care sugerează date, ingestie de date, să spunem. Și un call to action cu view opportunities. Navul nu e cine știe ce, probabil nici n-au nevoie de mai mult. Și mai jos avem features, fain cardul ăsta imens cu alte domenii probabil. Join a community of innovators, AI trainers, generalist, math, chemistry. Building great AI is a craft. AI training is never boring. Deci ei fac traininguri pe AI, din câte văd aici. Iar avem partea asta cu features, care arată bine. Uite că nu mută contentul paginii în jos și asta e foarte fain. View opportunities, view meet experts helping, bla bla bla. Și aici avem niște testimoniale sau da, testimoniale. Deci se adresează publicului larg să învețe AI. Întrebări și răspunsuri comune, o secțiune faină și asta, și apoi la fel un call to action la sfârșit cu view opportunities. Ia să vedem ce e aici. Și aici poți să-i ajuți probabil cu AI, nu? Dacă tu știi AI și cum să lucrezi cu el, poți aplica aici. Un alt site, skillexchange.xyz. Nu știu, site-urile astea cu XYZ nu mi s-au părut niciodată serioase, dar pare un domeniu care e din ce în ce mai comun. Și aici îți cauți un job. E super fain stilul ăsta, cu negru așa mult. Amintește de site-urile alea cu cripto, când era el popular. Find your next dream job. Și poți să vezi joburile. Aici ai features, AI job matching, save for later, quick apply. Și ăsta e foarte scurt, dar
spune clar ce face din prima. Pentru job seeker și pentru recruiter. Și pentru job seeker, ia să vedem explore jobs. Să vedem dacă și job board-ul e la fel de fain ca asta. E mișto, e fain. Simplu. Nu, e un site fain. Ai și light mode, dacă vrei să vezi light. Și arată pe light și arată la fel de bine. Mai avem sortlist.com. Find perfect service provider. Find the perfect service provider. La fel, nu e doar o imagine simplă, ci un colaj de imagini cu ceva text. Și îmi place chestia asta. Cumva comprim mai multe informații în hero section. Apoi avem la fel de cine este folosit, iar niște nume cunoscute, Audi, LinkedIn, Samsung, Adobe. Apoi features și mai multe features, sau nu, mai degrabă cum funcționează e. Dacă alegi să folosești sortlist, e fain. Apoi niște testimoniale de la clienților. Și aici e faină iară secția asta, get listed. Deci pentru companii care sunt service providers să se înregistreze și mai apoi să facă un profit. Sediile lor sau orașele în care au companii înregistrate în această platformă. Fain cum am făcut chestia asta. Și un footer mișto cu linkuri către social media și alte linkuri utile. Un alt website mișto, crystal.io. Aici partea de main hero e un pic abstractă, așa. Te duce cumva cu ideea la viitor, la high-tech, pentru că, de exemplu, ăsta merge pe o placă care nu are roți, mașini zburătoare, chestii. Premium web hosting and cloud that's fair to you and the planet. E mișto fontul ăsta, cu literele astea ciupite, așa. Avem și un rating de pe Trustpilot, cred. O semnătură care să-i dea un plus așa de originalitate și amprentă umană, să spun. Și certificatele lor care dovedesc că dacă alegi acest hosting, datele tale vor fi în siguranță. Și apoi un call to action care îți spune să transferi domeniul care îl ai, unde îl ai, la ei. Asta e web hosting sau domain provider, ia să vedem. E și ambele. Web hosting, business hosting, managed, WordPress și VPS. Switch to Crystal și îți dau înapoi banii care îi mai aveai ca credit la AWS sau alt cloud provider. Au și suport. Sperăm că este un suport uman. Da, arată super fain. Green Purpose, Green Data Centers. Deci, dacă e o firmă care se axează tare pe eco, pe chestii de astea, să folosească acest hosting, e potrivit pentru ei. We run our own infrastructure, adică ei ți au data center-urile, nu le revând de la alt cloud provider. Și apoi testimoniale, la fel cum am văzut și suntem obișnuiți. E fain cum am aranjat testimonialele, ușor de trecut prin ele. Apoi clienții care folosesc acest cloud provider și un blog care ajută pentru search engine optimization. Și îmi place și footerul ăsta minimalist așa. La fel, link către social media. Novu.co, Robust and Flexible Notification Building Blocks. Tot pe stilul ăsta care era înainte cu crypto, totul negru, totul glow, așa, cu un pic de glow. Super fain. Avem aici features. The most powerful and customizable notification inbox. Uite, și chiar să clickable chestiile astea. Poți să dai click pe ele. Nu e doar o imagine, ceea ce m-a surprins. Built by developers, used by the rest of them. Deci e un tool pentru developers să creeze notificări. Send your first notification in minute și îmi place că au glow-ul ăsta în spate așa. Și chestia asta mai rar o vezi și arată foarte bine, parcă ar fi bătut de soare, să spun. Integrates with anything, adică e ușor de folosit și poți să-l folosești cu orice
framework, TypeSafe și au niște carduri aici, super faine, testimoniale, bineînțeles, cum ar trebui să fie pe fiecare landing page și apoi încă un fel de main hero section în care avem un call to action cu get started sau contact us și apoi footerul care are certificările de ISO 27001 și SOC 2 GDPR, deci ca să iei certificările astea trebuie să treci printr-un proces cu o firmă care oferă aceste certificări, deci nu prea poți să le pui așa oricum, ceea ce e foarte bine. Și cred că sunt și open source, că au iconul ăsta pe GitHub. Remotion.dev, make videos programmatically. Poți să faci videouri cu React, să prin programare. Super fine. Și website-ul ăsta au partea asta care se mișcă în continuu și dă un fel de dinamică, așa să spun. În rest, e un site simpluț, nu e extra, nu vine cu nimic extra, să spun. Dar uite că și simplu arată bine. Nu folosește prea multe culori, au doar negru, albastru și alb. Deci poți să duci mult cu simplu. Un alt site, posthog.com, how developers build successful products. A single platform to analyze, test, observe and deploy new features. Fain butonul ăsta care e jucăuș așa un pic, sare la hover și background-ul la ăsta e mișto, dă senzație de depth. Faină și chestia cu cookies, în care era ursula borderline de la UE. Product Analytics și avem aici features și cum arată acest tool. Feature flags, experiments, surveys, data warehouse, AI engineering. Apoi cine folosește această platformă? Airbus, DHL, foarte cunoscuți. 8 produse într-unul. Super faină aici animația asta care am făcut-o. E cu siguranță ceva nou ce nu vezi pe orice site. SDKs for web and mobile. Server side, mobile. Ai și exemple de cod pentru developeri. Arată super fain. Și cardurile astea super mișto cum au făcut. Și îți spune, hei, nu o să-ți placă asta dacă X. Și mișto. Și apoi iar un testimonial de la un client mare de al lor. Faină animația asta cu ariciul ăsta. Sau nu știu ce, cred că e arici. Mișto. Și la sfârșit la fel o animație mișto. Te face să stai pe site, să vezi care e treaba. E mișto. We ship weirdly fast. Și spun că au cloud și în EU și în US. Sunt firme care nu pot ține datele clienților în US dacă ele sunt din UE. Și asta e bine că oferă și treaba asta. Și aici au release-uri. Ce features au pus în producție. The future of PostHog depends on you. We publish our product roadmap and tell us bla bla bla. Și tipul ăsta de la iCombinator care finanțează startup-urile. Chiar și el, dar acum s-ar putea să fie chiar și finanțată de iCombinator ăsta. Used and recommended by iCombinator. De obicei, site-urile, startup-urile care sunt finanțate de iCombinator au un logo pe aici de la iCombinator, deci astea pare că nu au, deci sunt independenți și au fost recomandați de ei. Link-uri către social media și alte link-uri utile, care sunt utile nu doar pentru tine că ajungi la sfârșit și vrei să vezi despre ce e vorba, dar și pentru Google când îți parsează site-ul și te indexează. Deci e foarte bine să ai foarte multe link-uri aici către pagini care le consideri importante. Un alt site, Phonoster.com, open source alternative to Twilio. Twilio oferă un API prin care poți să trimiți SMS-uri, să faci SMS-uri și voice, văd că aici. Deci tu îi oferă și voice și ei la fel, cei de la Phonoster.
foarte minimalist, așa, îmi place că atunci când dau hover se schimbă, e o tranziție către un verde mai deschis. Documentație, comunitate și suport pentru nav, nu prea ai nevoie de mai multe aici, e mișto. Și au chestia asta de bubble chat, cum ar veni, e mișto. Build voice applications for your business today. Gen, cum e atunci când suni la Vodafone și îți răspunde Andreea, parcă, robotul Andreea, sau poți să faci aplicații de tipul ăsta folosindu-te de această platformă. Și aici ce avem? Trebuie să-i dai cu drag să vezi toate cardurile, nu au săgețele cumva să treci prin ele. Și apoi niște exemple de cod, foarte fain făcut, nu e deloc un site plictisitor și un pricing foarte fain făcut. 4K pe lună, 4000 de calori pe lună ai gratis cu 0 pe... Oh, super, mișto. E mișto dacă începi să folosești asta. Ready to engage your clients better and faster. Un întrebări și răspunsuri. Curios cum e chestia asta. Community edition free. Page not found. Adică am găsit-o. Poate era un link către ceva mai vechi, dar ăsta pare că e. Open source alternative to Twilio. Și poți să o buci pe un server de-a tău și să o folosești. O legi probabil de un VoIP, voice over IP server și da, mișto, foarte fain. Formbrix open source Qualitrix alternative, mișto, probabil faci formulare cu el și poți să-l hostezi și tu, ceea ce e mișto. Fain navul ăsta, poți să faci surveys, email, website sau în aplicație și să afli diverse chestii. Survey sau poți să preiei date de contact, nu e limitat. Și mai jos îți arată exact cum funcționează, dai click, product manager, next. Foarte fain cum e făcut, cu cardurile astea care vin unul după altul, după ce ai terminat cu de răspuns la o întrebare. După poți să trimiți și e-mail-uri, sau asta e partea 2, că poți să trimiți e-mail-uri, cum ți-a plăcut produsul și userul nu trebuie să scrie, poate doar să îți dea de la 1 la mai multe steluțe sau deloc. Ask anywhere, get insights in one place. Adică poți să aduni datele astea de pe orice platformă, aproape orice platformă, de pe website-ul tău, de pe e-mail-uri sau în aplicația ta, probabil mobilă sau ceva de genul. Apoi avem niște testimoniale. Uite, chiar și un român aici. The Open Source Experience Management. Compliant, fully customizable, independent. Super mișto. Interview prompt pentru utilizatori. Product market fit, survey, întrebi probabil lumea dacă ar vrea să cumpere un produs. Onboarding pentru utilizatori să intre în aplicația ta să o folosească probabil. Foarte multe chestii aici. App and website surveys in minutes. Și un frequently asked questions. Super mișto. Dar uite că aici nu au... au și aici. Au și blog. Super fain. Invoice Ninja. Aici au exagerat cumva cu gradientul ăsta care se mișcă, dar l-au făcut într-un mod plăcut. Au adăugat glass effect-ul ăsta mișto. Când ai hover, vezi mai clar aplicația, ceea ce e fain. Practic e un screenshot din aplicație care arată bine. Mai jos ai create, send, get paid, invoice and payments. Deci poți să primești și banii prin această aplicație, ca au formularul ăla de unde îți pui cardul, chestii și plătești. Sync, banking and transactions, super fine. Vendors and expenses, time, tasks and projects. Și vezi cât ai fi plătit pentru fiecare task care îl faci în funcție de proiect. Astea de aici nu prea cred că se potrivesc, dar e ok. Payments, apps and integrations. Super, au un features sub formă de tabs aici. La unele site-uri în partea asta. Depinde de imaginația designerului, cum web designerului, cum procedează. Pentru cine este,
testimoniale și toate astea. Și un frequently asked questions. Au și blog, business blog, technical blog. Toate bune și frumoase. Ia să vedem dacă au și certificări. Nu au certificări, dar aia. Ah, poți să faci și self-hosting, dar va fi destul de greu să te conectezi la datele de la bancă și chestii de genul ăsta, dar cine știe. EU invoicing. Au oare și pentru vreo factura? Oh, uite că da. Au și factura electronică. Interesant. Atio.com, un CRM foarte minimalist, așa, doar alb și negru și un pic de gradient. Au direct un clip în care îți spun ce fac ei și cum funcționează. E pare o copie la Airtable, dar care arată bine. Și clienții au pus pe cel mai cunoscut aici, Coca-Cola. CRM created to be your own. Și ți arată aici cum îl poți customiza pentru nevoile tale. Super fain. Modeled around data and workflows. E fain că atunci când dau scroll se mișcă și partea asta de aici. Poți să faci diverse automatizări pe acțiuni. Super mișto. Da, website-ul e alb-negru, dar vrea să scoată în evidență cumva aplicația, cum funcționează și e mișto. Unde poți să faci real-time collaboration în care sunteți mai mulți pe un board de asta, pe un Excel până la urmă online și faceți diverse modificări și au și certificările la zi, dar nu au SOC, deci mai au de lucrat un pic, probabil. Și la fel avem și un blog aici, YogaByteDB, interesant cum au main hero ăsta, nu e unul clasic, e unul mai excentric așa. Postgres este o bază de date și YogaByte pare că folosește Postgres, e un managed DB care îl poți folosi. Oh, se schimbă chestii pe aici. Deci dacă dau scroll jos, mi-apar alte chestii pe aici. Un pic cam rapid așa, nu prea e. E cam sacadat, să spun. Blog, la fel. Să vedem dacă au și frequently asked questions. La fel avem și de cine este folosit. Da, un website mișto, follow us și ia să vedem dacă aveau blog. Cariere, contact, după industrie, case studies, events, get involved, Slack, Hub, Docs. Docs poate ține loc de așa și, și au și blog, deci, și frequently asked questions, deci, un website făcut ca la carte. Relevance AI, build your AI workforce. Recruit teams of AI agents to complete tasks on autopilot. Deci dai treaba la AI și el ți-o face. Website simplu, au chestia asta de parcă ar fi scoasă din jocurile astea mai vechi, în care îi dai user persona, să spun, și spui tu ești, tu verifici mail-urile și verifici dacă toate mail-urile au, nu știu, date de, dacă au întrebări despre livrare, atunci răspunde-le din datele astea de aici. Interesant. Și la fel tot niște features în formă de tab care prezintă mai multe chestii. Put your process on autopilot. Avem gridurile astea Bento. Bento, parcă. Așa se numesc, nu mai știu. Manage and monitor your AI workers in one secure place. GDPR și SOC 2 ready. Deci, super mișto. Datele sunt în siguranță. Întrebări și răspunsuri, ca pe fiecare site. Niște testimoniale. Și apoi iar un call to action. Și un footer mare cu certificări. Link-uri către social. Ia să vedem blog. Este. Deci, website complet. Hanco.io. The complete authentication and user management solution for developers. Quickly create, bla bla bla, și se ocupă de partea de autentificare pentru aplicația ta. Este și open source, deci poți să o hostezi pe un server de al tău și nu trebuie să mai faci de la zero autentificare pentru aplicație. Niște clienți aici, nu știu niciunul dintre ei, dar au clienți.
registration and login workflows as you need them, la fel, features sub formă de tab. Atunci când fac switch-ul ăsta, parcă e un pic sacadat, nu? Prima dată parcă s-a mișcat un pic. Integrated in minutes with Hanko elements. Foarte fain site-ul, iar niște testimoniale și open source pe GitHub poți folosi. Todoist.com, afel un, am intrat înapoi la classic sites, în care avem text în stânga și o imagine în dreapta, o imagine cu aplicația, niște testimoniale de la niște clienți destul de mari, The Verge am auzit de ei, PC Mac am auzit de ei, TechRadar am auzit de ei, deci e mișto când ai clienți care, de care lumea a auzit. Capture Tasks at the Speed of Thought. Probabil au integrat și AI, cine știe. Poți crea task-uri și să le organizezi. O aplicație destul de simplă care are o grămadă de alternative și tu, uite că reușește să facă profit. Pare un fel de Notion, după cum văd aici, seamănă cu Notion. Ia să vedem. Aici avem niște explainer video și îți spune cum funcționează. Poți să-i schimbi și culorile, văd că, pentru firma ta. Arată fain. Și la fel, niște features sub formă de tabs, puse pe categorii în tabs. Task Manager you can trust with your life. 1 milion de utilizatori. E ceva. Și apoi avem un call to action aici, care ar putea fi și un hero, că se potrivește cu ce e sus. Să vedem, avem întrebări și răspunsuri. Pare că nu. Avem blog. Pare că nu. Dar la 1 milion de utilizatori, pare că au trecut și peste asta, sau poate Help Center-ul în loc de întrebări și răspunsuri. E mișto. Un alt site, MailerLite. Un site în care poți să trimiți, poți să faci campanii de e-mail. Poți să creezi și website-uri, văd că. Poți să faci și landing page-uri. Super. Știu? La fel, e schimbat hero section, nu e cel clasic cu text în stânga și imagine în dreapta. Le-au pus una peste alta. Asta e mișto și pentru mobil, că n-ai totul liniar. E mai ușor să-l faci responsiv. Super fain. Nu e o imagine simplă, are și ceva gradient pe aici, are linkuri. Am crezut că e o imagine, dar uite că sunt și linkuri cu diverse features. Website, sign-up forms, newsletter, paid newsletter. Dacă vrei să-ți faci un newsletter, poți să folosești asta. Subscribe forms. Mișto. You are in a good company. Today the most email marketing services offer automation and landing pages. But MailerLite is truly distinguished by its simple, beautiful UI and attentive customer service. Since making the switch, the Notion VIP email list has exploded. Testimoniale de la clienții. Customer support, integrări cu diverse aplicații, cum e Stripe, deci probabil poți să faci un contact form și să fii plătit prin Stripe, deci super fain. Make și Zapier sunt la fel, sunt pentru a automatiza diverse workflow-uri. Shopify pentru a vinde produse, o platformă de e-commerce, la fel și WooCommerce, Canva, uite că mai au și alte integrări. Template-uri pentru website-uri, care arată bine, deci e cam tot ce ai vrea, exceptând probabil domeniul, ai tot ce trebuie aici. Microns.io, marketplace for micro startups. Dacă ai bani, poți să vii aici și să cumperi un startup. E faină navul ăsta, îmi place. Culorile care le-au ales sunt mișto, e un fel de gradient așa crem. Doar startup-urile verificate și zero comision. Interesant, probabil că banii îi fac pe tranzacție de la cel care vinde startup-ul, iau și el o parte de acolo. Interesantă imaginea asta care e dinamică așa. Clienții, popular startups for sale și îți arată că sunt acolo de cumpărat, dar nu îți arată tot pentru că vor să dai click și să-l cumperi, să-ți faci cont, toate astea, sign up for free. Arată că platforma este folosită și se cumpără site-uri aici, nu e
doar așa de show și niște tutoriale de la oameni foarte, foarte fain. Niște tutoriale, niște testimoniale de la oameni foarte fain făcut. Să vedem dacă au link către persoana respectivă. Da, super. Deci e link direct către postarea aia de Twitter. Find your next micro startup to buy. Da, simplu. Fain. Link-uri către social media, au și blog, tot ce trebuie. Pa, pa!